Probabil că aceste două partide nu au nevoie de înnoire, dar PDL-ul are nevoie. PDL-ul este nevoit să se schimbe la față și aș spune la suflet, dacă vrea să supraviețuiască. Și asta în context economic extrem de greu. PDL-ul are nevoie de o doctrină și identitate nouă, nu doar în statut, ci în mințile militanților, a susținătorilor electorali, a electoratului nostru. PDL-ul are nevoie de oameni credibili și de politici de dreapta eficiente. E la aparatului de stat, acumulat și hipertrofiat în tranziție, e doar un element insuficient al acestei capacități de a acumula politici de dreapta noastră. După mine, profesiunile socialiste din anii 90, care persistă din forța biografică în PDL, se pot converti ușor și fără este ideal de solidaritate sau practica economiei sociale de piață pe care și democrația vizează. În ceea ce privește raportul dintre această forță politică românească în transformare și politica europeană, cred că a sosit momentul ca PDL să nu mai fie afiliat la cea mai importantă familie politică reprezentată în Parlamentul European și într-o majoritate statistică destul de confortabilă de executive din statele membre, să aparțină deci pe PPR-ului doar pe hârtie. În preambulul statutului PPR se asumă explicit viziunea creștină despre orice societate. În statutul PDD se spune, citez, Partidul Democrat Liberal respectă tradiția creștină și celelalte convingeri religioase și rolul acestora în consolidarea statutului morale a indivizilor și a locuilor. După mine, respectul acesta declarat nu ajunge. Pentru că a respecta doar tradiția creștină nu se temă că îți fundamentezi acțiunea politică pe valorile ei. Așa că mi se pare că demnitatea persoanei umane, libertatea, responsabilitatea, solidaritatea și subsidiaritatea sunt instrumentele prin care putem atinge binele comun în societatea românească de azi și cea care urmează. Și ele nu se pot folosi decât dacă PDL își asumă nu doar respectul valorile care compun